V-ați întrebat vreodată ce veți face la bătrânețe? Ați luat în calcul și soluția unui azil? Dacă nu, vă întreb eu. Credeți că azilul este o soluție? Haideți să auzim ce au răspuns o parte din timișoreni la această întrebare. Azilul, credeți că este o soluție pentru cei în vârstă? Nu știu, nu sunt temă cu lucrurile astea. Păi înțeleg ce e azil, știu ce e, așa, dar trebuie, ce? Depinde de caz, nu? Păi sunt soluții, unii bătrâni chiar zic că sunt soluții, alții, nu? Azilul? Depinde, da. Uneori, da. Dacă n-ai unde să te duci, da, este, pentru bătrâni este. O alternativă pentru cei fără familie, în general. Cei fără familie, cred că da. Nu este o soluție. Nu este o soluție și ar trebui toată lumea să îngrijească bătrânii acasă, unde, cu posibilități, bineînțeles, fiecare dacă are posibilitate, dar azilul nu este o soluție. Pentru că acolo te simți foarte singur, este eventual, poate, cu niște ghilimele, dacă este foarte bolnav și nu mai poate să-l îngrijească acasă sau să-i acorde medicamentație, dar altfel nu. Și da și nu, depinde cum sunt mai necăjiți sau nemai necăjiți. Da, clar, pentru că acolo sunt mai mulți, sunt ajutați de personal specializat, decât să stea acasă și să chinuie pe familie, pe cei tineri. Pentru cei care nu au copii sau alte rude apropiate, da, este o soluție. Pentru că acolo pot găsi sprijin și persoane care le pot oferi îngrijirea de care au nevoie. Depinde de situație. Nu putem generaliza. Păi, atâta timp cât au copii în viață, nu cred că ar fi o soluție azilul. În cazul în care nu mai au pe nimeni, probabil că ar fi soluția cea mai bună. Da, depinde. Depinde de situație. Dacă sunt mai putincioși, așa este totuși ca un fel de relaxare. Dacă e prea bolnav și nu se poate mișca, și asta este chiar o soluție binevenită. Pentru unii are și avantaje și dezavantaje. Pentru români care sunt obișnuiți cu familia, mai mult dezavantaje. Da și nu. Pentru că consider că dacă o persoană a rămas singură, fără soț și probabil copiii sunt departe, decât să stea singură într-un apartament sau într-o casă, poate ar fi mai bine să stea într-un loc unde sunt alte persoane de aceeași vârstă și cu care putea să vorbească, să nu se simtă singură, pentru că singură tot te omoară. Dar dacă familia e lângă, copiii sunt lângă, n-ar trebui să meargă la un azil. Da. E mai sigur decât să fie îngrijit de persoane fizice care cine știe ce fac cu ei pe acasă. Decât să lași pe mâna unor străini, da, că sunt grup acolo, socializează, eu cred că e mai bine. Da. Îi duce pe părinții tăi la un azil? Da, de ce nu? Pentru unii care nu au pe lângă ei altcineva, este o soluție, dar cine are copii, nepoți și s-a comportat frumos, să iau grijă de el, de persoana X. Păi eu mă gândesc că nu o să ajung acolo. Că am urmaș și asta așa și cred că m-am comportat frumos cu ei și nu o să ajung acolo. Depinde de persoană. V-ați dat părinții la un azil? Eu una nu. Da, cred că este o soluție pentru bătrânii care nu mai au copii sau care nu au grijă de ei, să nu se trezească singuri. Ar fi pur și simplu o alternativă pentru ei să se simtă mai bine, să mai vorbească cu cineva decât să stea singuri în casă și să te trezești că, de fapt, nu mai sunt în viață. Nu v-ar deranja pe dumneavoastră să fiți dusă de copii dumneavoastră la un azil? N-aș fi deranjat, să știți. Dacă ar fi un azil să corespundă casei mele, cum am casă și cum trăiesc, cum am trăit toată viața, niciun problemă. Este o soluție cei care nu au pe nimeni. Dar cei care au totuși au un copil sau vorba, dar în ziua de azi copii, să știți că sunt foarte, nu prea au grijă de părinților, cum se spune. Nu prea au bază, nu prea au încredere. Totul merge pe lipsa financiară, cum se spune. Nici la copii nu le mai ajunge banii. Ar putea, care n-are cine să îngrijească și nu se pot îngrijă. După cum putem observa, răspunsurile diferă și în acest domeniu. În ceea ce privește subiectul de azi, vom discuta cu pastorul Laurențiu Timiș. Ce părere aveți de răspunsurile oamenilor și ce spune Scriptura în direcția aceasta? Cred că oamenii au opinii diferite. Sunt oameni pro și persoane contra.
Sunt persoane care cred că azilul este o soluție doar pentru cei abandonați, pentru cei singuri, sau mai mult, azilul este un loc pentru oamenii neputincioși, pentru oamenii cu dezabilități chiar. Alții însă au părerea în care azilul este o soluție în sensul că bătrânii socializează, sunt îngrijiți probabil mai bine decât ar fi îngrijiți acasă sau decât să fie singuri. Părerea mea este că trebuie să ne uităm ce spune Scriptura. În Biblie spune că noi, ca și cei care avem părinți, trebuie să avem grijă de ei. Cineva spunea că părinții care nu și-au mai dorit copiii și-au abandonat copiii în orfelinate și așa au luat ființă orfelinatele, casele de copii, iar copiii care nu și-au mai dorit părinții lângă ei au abandonat în aceste azile. Pentru mine, cuvântul azil este un cuvânt care nu-mi este la suflet. Eu prefer să spun cămin sau casă pentru persoane vârstnice. Și părerea mea e că, într-adevăr, depinde de motivul pentru care ajunge o astfel de persoană într-un cămin pentru persoane vârstnice. Pot să ajungă persoane vârstnice într-un cămin în care sunt bine îngrijiți, unde au tot confortul și, într-adevăr, pentru aceștia se plătesc niște sume consistente. Sunt alte cămine, cămine pentru persoane vârstnice sociale, unde statul alocă o anumită sumă pentru ei, persoane care n-au întreținători. Există și cămine care eu le-aș numi de 5 stele, în ghilimele zis. Cămine pentru persoane vârstnice care să ofere un confort pentru aceste persoane care ajung la o anumită vârstă. Dar iarăși pornesc de la principiul Bibliei. Biblia spune clar, cine are copii sau nepoți aceștia să se deprindă să fie evlavioși întâi față de cei din casa lor și să răsplătească ostenelile părinților, căci lucrul acesta este plăcut înaintea lui Dumnezeu. Deci un lucru plăcut înaintea lui Dumnezeu este ca acei copii și acei nepoți să îngrijească de părinții sau bunicii lor. Dacă vrei să fii plăcut lui Dumnezeu, trebuie să ai grijă de părintele sau de bunicul tău. Dacă tu l-abandonezi, nu faci altceva decât te încadrezi în paragraful din Scriptură, tot în același capitol, 1 Timotei 5, dacă nu poartă cineva de grijă de ai lui, mai ales de cei din casa lui, zice Scriptura, s-a lepădat de credință și e mai rău decât un necredincios. Deci, să fim foarte atenți. Dacă nu știm să avem grijă de cei din casa noastră, atunci noi încălcăm Scriptura și nu mai putem fi plăcuți lui Dumnezeu. Și eu cred că toți ascultătorii care acum mă aud, ei vor în adâncul inimii lor să fie plăcuți lui Dumnezeu. Pentru asta trebuie să ai grijă de părintele tău și de bunicul tău. Pentru că Dumnezeu te va răsplăti și trebuie să ținem cont de un lucru. Când ne gândim la un cămin pentru persoane vârstnice, ne gândim să le asigurăm acolo un climat plăcut, să acoperim cheltuielile, să fie vizitați, să simte că, într-adevăr, chiar dacă au ajuns la un cămin, pentru că sunt persoane care se simt mult mai bine într-un cămin, au cu cine să vorbească, merg la masă, socializează, au momente de părtășie, de rugăciune, pot să se plimbe împreună. Deci, oameni care nu trăiesc tot timpul cu gândul, sunt singuri, n-am pe nimeni, acolo socializează, au într-adevăr părtășie, sunt cămine pentru persoane vârstnice creștine și e extraordinar. Dar acei bătrâni care ajung într-un astfel de cămin, ei știu că au un suport spiritual și moral în copiilor și nepoților. Dacă vor vedea aceste persoane vârstnice, acești bătrâni, că nepoților, copiilor nu le mai pasă de ei, nu-i vizitează, o să cadă într-o stare dureroasă a sufletului. Eu mă uit la bătrânii care avem noi la Casa Betania, la Hațic. Mă uit cu câtă bucurie își privesc nepoții care vizitează. Un bătrân atât de mult se bucură când îi duce o prăjitură. Te costă 6 lei să mergi la bătrânul acela care a avut grijă de tine, care cândva ți-o cumpărat el ți-o o prăjitură, care cândva el te-o lua de mână, acum el ar avea nevoie să-l iei tu de mână. Pe acel bătrân care poate nu mai are miros așa plăcut, mâna-i tremură, fața-i s-a zbârcit, el se va simți încurajat că tu l-ai luat de mână, că l-ai pupat, că l-ai îmbrățișat. Dar dacă te va vedea rece, distant, în inima lui nu vei face decât niște găuri adânci cu care va pleca în veșnicie și probabil că odată vei ajunge și tu bătrân, vei ajunge și tu la o vârstă respectabilă și gândește-te cum ai vrea să se poarte copilul tău, nepotul tău și de aceea gândește-te că Scriptura spune ce seamănă omul, aceea va secera. Fii înțelept, investește în oameni, pentru că investind în oameni, investim în veșnicie. În încheiere, nu rămâne, dragi ascultători, decât să vă îndemn la compasiune, slujire și iubire. În slujba Domnului, Raul Damian.